Hai, mergem? Mai e cafea? Se pare că noi nu avem muncitori astăzi la muncă. Chiar un fel de Lego sunt. Și după aia vine asta așa. Ce zici, Adiță? Te simți că vei pleca? Asta e casa neamțului, fix în junglă. Care e terenul tău? A, ăsta e? Foarte mișto. Ce faci? Cum ai ajuns acolo? Foarte tare ai făcut-o. El este focă. Deci două dormitoare și living. O, ce mișto e. Mergem de ceva timp. Nici nu știu cam pe unde am ajuns. Dar mai avem mult? Am ajuns. Ca naufragiați. E foarte tare. Cum vă place gagiilor? Am plecat într-o excursie. V-a plăcut, mă? V-a plăcut? Ne oprim și noi la o înghețată. Am intrat prin acest resort. Nu ne-au lăsat să mergem nici noi pe jos și i-au chemat o altă mașinuță. Ăștia erau, mă, dai surfa cu el acum? Hai, mergem? Hai. Mă gândeam că ți s-a făcut o termină, că mai doar o zi cu mine. Ți s-a făcut? Da. Mai ai cafea? Vrei să-ți fac? Nu, dar nu mai ai nicio gură? Nu, că am spus și Haideți! Haideți să mergem! Haideți! Hai să vorbim cu Pauline, dacă e bună, putem să oprim să bem o cafea. Da, bravo, ce băiat deștept. Da, hai să vorbim cu ăsta, că pleacă la masă. Ne oprim la... Unde vrei tu? Hai. Dacă n-ai și o prăjitură... Unde vrei tu? Hai. Bine, hai! Hai să mergem să vorbim cu Paulina, să vedem și noi ce au mai făcut acolo pe la lucrare, pentru că se pare că s-au apropiat de momentul în care vom pune acoperișul și structura de lemn, așa că să vedem cum stau lucrurile. După care, na, e ultima zi a luminițe, mergem și noi să dăm o fugă pe o altă plajă, e prima oară când mergem la ea, se numește Pompiliu, așa că, după noi! Se pare că noi nu avem muncitori astăzi la muncă, pentru că de multe ori weekendurile sunt prelungite. Dar e ok, pentru că au fost duminică. Ia uite, au venit cărămizile. Mișto rău cărămizile astea. Astea sunt niște cărămizi ecologice, pentru că sunt făcute din lut cu 5% ciment și sunt turnate într-o mașinărie făcute la presiune, așa. Și... ele sunt ca un fel de Lego, adică intră una într-alta așa. Da, chiar un fel de Lego sunt. Sunt cărămizi ecologice, cum s-ar spune. Și vin așa una într-alta și nu se folosește, se folosește un fel de silicon între ele, nici măcar ciment. Toată căblăria se bagă pe aici și da, cam așa, e o construcție foarte ecologică. Dar ce, mă, nu bagă și ciment într una de asta? Doar pe, nu știu, pe colțuri sau nu știu unde. Nu face. Păi, pe colț cum vine, gândește-te că dacă vine așa, uite, vine așa. Dacă nu face stâmpi. Și după aia vine asta așa. Uh-huh. Înțelegi? Și colțul se prinde și aici probabil bagă o vergea și toarnă ciment pe colțul ăsta așa, da. Dar oricum astea sunt foarte grele, sunt extrem de grele. Pentru că sunt pământ, de fapt. Da, nu-ți trebuie structură de rezistență. Ele sunt, de fapt, și de drept structura de rezistență. Hai să vedem aici, la noi, cum au înaintat. După care mergem la terenul lui Marius. Marius mai are un teren aici, în afară de ăla de 2 hectare ce le are. Și a mai luat aici un teren aproape de oraș, că dacă e să, nu știu, să facă și el un Airbnb, ceva. Ba, da, s-a fost primul teren care l-am luat, de fapt. Cu o grămadă de povești în spate, dar da, trebuie să facă niște bănuți. Normal. Îl băgăm la produs, dumne, ce stă așa pe el. Maică mea, taică mea, ce frumos a început să se vadă tătuți. Acolo a turnat. Da, văd că aici mi-a turnat grinda, gata. Acolo o să vină un geam, trebuie să continui acolo, acolo va fi dat mai geamul, trebuie să toarnă ciment în stâlpi. Vezi luna, vezi stele. Mai uite cuiul ăsta, ce bine stă el aici. Ce zici, Adiță? Zic. Că merge. Ia uite pe Marius, să-i facem gura de la fereastră. În dormitor. În dormitor. Bate soarele. Facem. Natural, așa, cu pietriș, duce și înconjurată de flori dintre alea roșii care nu-i plac la vinuri. Noi vom închide aici, pentru că având ultimele loturi, pe de-o parte noi, pe de-o parte Martin cu Laura, vom închide un pic șoseaua aici ca să avem așa un mai mult spațiu. Hai, luminițo, hai! Haide! Ah!
cum te simți că vei pleca? Tristă, logic. Tristă, a? Mă gândesc că vă las în paradisul ăsta, am și dragi. Da? Da. Softică pe noi, domnule. Mamă, ce aici atătuți. Deci nu-ți vine să crezi, frate, le-am zis să vreau să aici nebună. Hai, Ghiocel, gata? Hai, hai că a venit și Adi. Haideți! Păi nu vine unul aici, încăpesc cu tot cu placă? Intră. Ce tare e! Am ajuns la terenul Marius. Mamă, Marius! Asta e casa lui Forker. Da, asta e casa neamțului lui Forker. Fix în junglă. Da, e superbă. Nu superbă, e cea mai frumoasă care am văzut-o pe aici. Este? Voi de capul meu. Totul e niște perdele, nu? Dacă și cât de ieftină e. Exact așa vreau să fac la terenul ăla. Nu, este... Înțelegi ce zic? Pe cuvântul meu, la vinia. Asta e top. E foarte mișto. Ce e? Living, bucătărie și două dormitoare. Foarte tare. Nu Ghiocel? Exact asta. Deci eu făceam evenimente la unii în Giurgiu. Da. Nunta în pădure, identică locația la fel. Bine, fără dormitoare și așa, dar tot așa, un gen de așa, cu geamuri dacă era rece se închideau geamuri, dacă nu era totul deschis. Ia uite. Frumos. Fac și eu una. Care-i terenul tău? A, ăsta e? Oh, 18 metri la stradă și 30 adâncime, a? Și a făcut și fosă Marius aici. Mă, ce frumos sunt pomii ăștia foarte înalți, că poți construi da. Sub ei și ești într-o păsărică. Da, foarte mișto aici. Gardul ăsta aici e limita terenului, a? Da, exact. Și în spate ce ai? E un ticiu. A. Și zona APP și din asta în spate, deci protecție. Aici nu o să mai fie niciodată construit. Nimica. Aha. Aici să vină așa cumva căsuța ridicată și să fac două trepte spre baie și duș. Aici să fie toilet, aici dușul, așa o căsuță mică, cu o chiuvetă afară, se speli cu oglindă. Aici o chestie cu o terasă în față, cu o bucătărie afară, așa într-un colț. Da. Nu, e foarte mișto. Curentul mi-l-a folcăl pe teren, a făcut el gatul din ăla, deci nu m-am trat curentul, am uite, 50 de metri, 40 de metri, mi-am trat curentul. A, dar ai vorbit cu el, îți dă. Dar am plătit împreună, mă, cu George am plătit toată lucrarea să ne facă gatul cineva, 600 de reali de unul și ne-a făcut o săpată, l-au tras din stâlp, curentul tot. Am înțeles. Ăla-i de anul trecut acolo. Foarte mișto, mie îmi place terenul lui Marius de aici, e foarte mișto. 500 de metri, și faci o căsuță mică și Airbnb, adică dacă vrei să te deconectezi, vii aici, numai păsărele asculti. Îți iei o motocicletă. Bine, ar ști că ar trebui să dai un scooter la Airbnb-ul ăsta, ca să poată mișca lumea. Ar fi un știu. Nu? Să închiriezi cu tot cu scooter. Te-ai urcat pe scooter, ai venit la plajă, te-ai retras la pădure, la revedere. Deci asta e chiar la pădure. Mișto. Vecin fain. E cel mai bogat om de pe aici, de pe în jur. Eu neam, Focăr. Are firmă de construcții. Tot ce s-a construit pe aici așa mai măreț, el a construit. Cum îți place, Adi? Îmi place mult. Ce faci? Cum ai ajuns acolo? Cum ai ajuns, mă, acolo? La cine e acolo? La Vinia. La cu cine? Nu știu. Hai să vedem și noi casa. Ah, e chiar Folker, mă. Hai să mergem să vedem. Toți, mă? Da, ce are? Ia uite. E prietenul nostru, Folker. Uite, era acasă. Dar el cum a ajuns cu mașina acolo, în spate? Focăr. Că mai e strada aia paralelă, știi cum am venit așa, că aici e un cerc. Cum e închis, aici se face așa un cerc. A, și mai e o stradă acolo, a? Mă, o să ieșim pe aici, așa, invers. Ia uite ce tare. Foarte tare e făcută. Uite aici cu duș. Dar dușul ăsta, îți dai seama, e direct afară, ai nebunit la cap. Băi, este spectaculoasă. Nu? Deci dar dușul ăsta te vede lume. Bine, cine să te vadă? Te când vede, are cine să te vede. Un spui perde. Da. Pui perdea. Asta e ideea, nu vezi că are peste tot genul de perdele. Mi se pare absolut fabuloasă. Nu? Nu, nu, e, nu e nici așa casă. Uite, deci, uite-te puțin la ușa asta. Turbe? Turbe. Uite-te aici. El este Focăr. Ah. Mai uite cât de bine merge. Mamă. Ce zici? Mamă ce. Ia-te cum merge ușa asta.
Ce șmecheră e! Și uite aici, priveliște, în cameră. Băile, aceeași tip de baie. Lăsați-mi și mie în comentarii, spuneți-mi dacă vă place casa asta, incredibilă. Mie îmi place la mor, așa în junglă. Unde te uiți, este... vezi natura, vezi... Ia uite cum ești. Deci e ceva care pe mine mă fascinează. Nu-ți place? Foarte mult. Da. E un exemplu de eficiență maximă. Uite, și ăsta este ciment aerat. Aici se numește cemento quemado. How do you say in English this? You don't have. You don't have, huh? Insulă. Foarte tare. Cu insuliță. Uite și aici în spate ai o terasă. Oi, bun ziua, tudo bem? Și aici terasă. Deci două camere. De la șinele de tren, da. Ce folosesc ăștia lemnul ăla bun. Tot ce a da. Fost aici este din demolări și din... Da. Și a zis cât l-a costat toată asta? Nu. Dar n-a plătit geamurile. Ia uite, asta ce altă baie. Și aici o altă cameră care are două uși. E superb. Îți place, nu? Deci două dormitoare și living. A? Bă, da, este extraordinar de simplă. Asta spunea omul, e totul refolosibil. Chiuvetă, baterie, trei lemne, le-am mai dat cu lac, le-am făcut alte găuri. Da. Foarte șmecher. Foarte șmecher. Nu, dar e foarte tare pentru că ești în natură. E ca și cum stai afară, dar în casă. Asta e. Sunt. În momentul în care vezi, ai spațiu mai mare, deschizi ușile, ușile și da, și ai de ta mai... Da. Da. E mai un spațiu aici. Nu, dar e foarte mișto așa să dormi așa cu... Să fie o lună mișto și să vezi așa luna printre copaci și uite cum atârnă lianele alea de aici. Uite cum atârnă, să te uiți la toate chestiile alea. Mie mi se pare fantastic. Deci tot ce e aici este folosit. No. Yeah, but it's wood with history. It's wood with history. It's not a lot of history. Yeah, yeah, yeah. It's like a story here. In everything. In every piece. The wood comes from the south, and the beams they were connected to each other because they are not like that. Yeah. Aha. And we did this in the carpenter workshop, and we did numbers already in the carpenter, and then we came to here, and then we put it just together. It was like amazing. Yeah. Oh my God. Yeah. Very nice. Da, mai are omul un șpil, că se pricepe, știi? Păi nu, că el are atelier de lemn. El are tâmplărie, mamă, dar cu toate mașinăriile aduse din Germania. Dacă are aici... lemnul ăsta, nu știu. Păi nu e, el. Da, nu, el a cumpărat lemnul de la demolări și l-a refolosit la... Ce? Ce? Uite ce... Da. Uită-te la nervurile astea cum se văd. What type of food is this? I don't know. We cannot identify every wood. Aha. Yeah. Foarte mișto. By name, because in the south has another name. Yeah, yeah. So this for the gas bottle, yeah? Yeah, yeah. Da, aici la ușa asta pune butelia de la aragaz, de la insuliță. Ia uite, exact asta vroiam și eu să-mi iau. Țineți minte, în magazin 1500. Ciao. Ciao. Nice to see you again. Okay. Gata, frățiori. Am văzut foarte mișto ce a făcut omul aici. Foarte mișto. Ce zice Adiț? Foarte tare. Foarte tare, nu? Da, și te ajută și pădurea, bă. Da. Vreau cu el, că dacă îți faci la plajă, de asta se uită toată lumea, vine, bagă capul ăsta. Păi nu, că spui draperii. Ce? Crezi că el nu-și pune draperii? Da, corect. E în pădure. N-ai nicio treabă. Haideți și noi la plajă, băieți. Am ajuns. Auzi, Adi? Dar noi nu putem să intrăm cu mașina? Nu. Că nu mai ne lasă. E proprietate privată. Păi eu văd că, dar hai să-l întrebăm pe nenea ăla dacă putem să intrăm cu mașina. Putem să intrăm cu carul? Nu, a? Muito obrigado. Bă, auzi, dar nu vrei să mergem să vedem și cașoiera asta, tu o știi? Da, era 100 de metri, ce-o da. A, e mișto, a? Da, hai să vedem și pe asta. Cru! Ia uitați aici sunete. Ăsta era. Sigara. Așa se numesc
muștele astea mari care fac sunetele astea. Sigara. Luminița, când plecați? Poimâine. Poimâine la ce oră? La 5 dimineața, plecăm în Salvador. E bine. Nu e cel mai trist. Nu e cel mai trist, e bine, na. E ok, ne relaxăm. Ok. Rămânem prieteni. Da, normal. Long time, știi? Continuăm. Continuăm legătura, nu, Luminița. Nu, da, dacă ne vedem o dată pe an, prietenia noastră va continua. Deci, ce ar fi să stau împreună? Ai nebunit? Am scurtat prietenia. Nu am scurtat-o, dar am piperat-o. Am ce am piper? Am dat cu piper pe ea. Așa. O, ce mișto e. E mișto. E, na, e o cascadă micuță. E drăguță. Păi nu, nu mergem la plajă, hai la plajă. Gata, am văzut-o, mergem? Ha. Ia uite și aici au așa de scăldat. A, ce mișto e. Mergem de ceva timp. Avem vreo 20 de minute de mers și nici nu știm cam pe unde am ajuns. Dacă știam, mergeam la altă plajă mai aproape. Carly, mai avem mult? Mai avem ceva, da. Mai avem? Mamă. O plajă mai departe nu găseați? Da, nu, mai avem de aici, am maxă 10 place, nu-ți place? Ba da, e mișto. Place, să știi. Vă place, foarte fetelor? Frumos. Suntem super încântate. Da. Da. Până să ne luăm o vilă de aici. Eu cu Lulabi facem încă planul strategic. Da. Ne creștem oi. Oi, vaci, cai. Cai, capre. Ia, acum o luăm pe aici pe un drumeag. Nu e ușor să ajungi la plaja asta. Am înțeles că este și un... un resort aici. S-ar putea să trecem pe lângă el, să vedem. Da, e drumul ăsta epic. Îmi place. Am ajuns. Asta e plaja Pompic. Opa, am rupt picior. Plaja Pompiliu. Mamă, dar chiar nimeni. Adică e absolut nimeni. Nu, dar aici toată nimeni. A fost de 4 ori, nu a fost nimeni niciodată. A? A fost de 4 ori aici, nimeni nu. Poate a fost, o stai. Eu zic să mergem până la râu. Hai să mergem până la râu. Aaaa! Și tu te-ai lovit tot în același loc. Aaaa! Ce frumos e! Haide! 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 Păi nu, că trebuie să mergem încolo, înspre un râu. Că acolo e frumos. Cât vezi cu ochii plajul. Că suntem în Lost. Mamă, deci asta e definiția pustiului. Deci nimeni, pe zeci de kilometri, nimeni. Noi ca să ajungem aici am făcut vreo 10 kilometri cu mașina și suntem undeva între Sargii și Itacare, coborând dealul și nu e nimic. Ca naufragiați. Dar interesant. Arizona rămâne aici la surf și noi mergem până unde sunt palmierii aia, că acolo e râu. Mai avem ceva. Am behăit. Dar aici e o zonă bună de surfat și rămâne la surfat. Ușurel, ușurel să nu speri. Uite peștele. Unde e? Uite, uite pe mangrove. Ah, da. Nu, nu. Dar am mai văzut mișcări pe aici. Wow. Activitate. Acest poduleț duce către acel resort. Da, într-adevăr, există un resort aici. Și acesta este calea celor care stau aici să iasă la plajă. Nu îi vom deranja, dar locul e frumos. Am ajuns la râu. Foarte tare. Da, dar la vinea cu Carla văd că vin pe acolo, pe marginea râului. Mamă, ce apă caldă! E mișto, nu? Cum e, Adi? Ne scufundăm? Ce tare e! Îți place, Marius? Plac, e la băiat! Ajută-mă și pe aia mică! E foarte tare, cu insulițele astea aici, așa.
Aici e adâncuța apa. Bagă-te să vedem. Stăm aici? Dar parcă suntem prea în soare. Hai să mergem vis-a-vis, că acolo e copacul ăla, e palmierul ăla. Am luat-o înapoi, pentru că acolo e foarte adâncă și sunt cu rucsacul și cu toate cele. Traversez pe aici și o iau așa. Da, acum e perfect cu norul ăsta. Hai, Maruse, că e ceva acolo. Place gagiilor. Bă, nu ne place, Doamne, depresiv. Asta vorbeam, să... Nu? Să ne întoarcem în realitatea cotidiană. Marți la job, să-l întrebe unul, bă, ai terminat deadline-ul ăia și el, e aici, e aici, dă-te morții, bă, deadline-ul tău, ce cum... Da, da, domnule, înțeleg ce să zic. Da. Nu că aici n-ar exista deadline-uri, există, dar nimeni nu se ține de el. Am plecat într-o excursie. Eu am fost pe plajă așa să mă uit și am dat peste un loc foarte mișto. Da, este mai anevoios drumul. Să nu scufund telefonul. Gata. Am ajuns. Bă, ce peste capacul. Da. Haideți. Sunt crocodil? Bă, doi. Băi, sunt anaconde? Hai mă că e lejer, Carla și mănâncă biscuiți timp ce înnoată. Și acum plecăm pe aici în excursie, foarte mișto loc. Ce ți-e frig? Da, uite ce mișto e aici, zona asta, stai să vezi. Foarte tare. Maravilhos. Uite, sunt mangrove. Și sunt crabii aia roșii. Ce, nu-i mișto? Ia uite crabul care a luat bățul. Ce faci tătuți cu bățul ăla acolo? Ia-ți. Da, asta a fost excursia noastră. Am descoperit podul ăsta și mangrovele astea. V-a plăcut, mă? V-a plăcut? Yeah! Încă o zi superbă. Acum să mă plâng. Locația este spectaculoasă. Și noi mergem acum ca să mâncăm ceva. Ne oprim și noi la o înghețată? Da! Și ceva sărat? Da. Ți-e foame, a? Păi da, eu m-am săturat atâta biscuiții, ești nemul? Gata, spre casă cu noi! Am intrat prin acest resort. Să vedem dacă ne vor lăsa să... Da, e superb aici, ce ai de acasă? Da, super liniște. Ce zici, Marusica? Și pe podulețul ăsta ajunge exact acolo unde am stat noi. Ce face luminița? Eu nu cred că avem voie pe aici. Putem să ne dea afară. Nu putem să luăm pe... Da, o luăm pe cărar. Da, păi aici... O luăm cu tupeu înainte, să vedem ce este. Poate am intrat la în curte, la unul. Nu, da. Ia stai să vedem, vine... A, butargi. Le-am zis că nu știm portugheză și că mergem acasă. Foame. Ne-au lăsat. Foarte mișto locul. Au fost așa drăguți oamenii ăștia încât... Pa! Ne-au luat cu mașinuța asta și nu ne-au lăsat să mergem nici noi pe jos și au chemat o altă mașinuță și o să ne ia tot așa cu mașinuța să ne aducă până aproape de mașină. Foarte tare, mulțumim. Haideți. Hai, stai tu, bă. Ne-au luat cu mașinuța asta, că noi suntem, care e ideea? Suntem pe proprietate privată și nu vor ca să lase oamenii să meargă așa, dar din amabilitatea lor ne iau cu mașinuțele, pentru că așa li se pare mai civilizat. Ok, mulțumim! Ce
Ce cum de digital am încercat? Haide. Ha, cât mai nebunia, numai ca să ne ducă pe noi sus. Cât balamul că am făcut, nu? Mai nu bine lumii? Să mergem pe jos totuși. Da, haide. Eu. Si. Gata. Foarte mișto din partea oamenilor ăstora că nu ne-au lăsat să mergem atât. Bine, din câte am înțeles, încă o dată se pare că este o înțelegere a lor ca oamenii să nu meargă pe proprietate. Adică te iau cu mașinuța pentru că acel râu ar trebui să fie pentru toată lumea și îl lasă pentru toată lumea, dar numai că, na, cu mașinuța. Obrigado. Haideți! Muito obrigado, ciao! Superb loc. Păi am văzut că erau căi care duceau în aici era în lavanderie. Exact, erau doar, am trecut pe lângă două. Noi pe aici am luat unde ne-am dus pe plajă și râul e tot acolo și ei ne-au adus pe aici. Păi normal că ne-am mers, am întrebat înainte. Da, și mai avem până la mașină. Dar ai văzut că știa Paris? Da, cine e aia? Nu era apă, mă, care surfa cu el. Când am trecut erau doi în apă. Ăștia erau, mă, dar ai surfat cu el acum? Care, mă? A, tu ai surfat cu ei. Oamenii ăștia care a, când te-am lăsat acum? Da. A, Cristovan, nu te bagi în seamă cu nimeni. Păi ce să-i zică? Da. Ce să le zică? Ce să le zică? Haide, mă, mâncăm și noi o înghețată? Și mâncare când mâncăm? Hai, după o înghețată. Cu mâncare. Nu, nu începem cu mâncare. Mamă, uite ce tari sunt ăstea. Am încercat, nu sunt bune. Nu sunt bune, a? Dar cine vor fi? Habar n-am. Sunt chestii tari. Zici că sunt. Da. Poți să încerci. N-am vrut să ajung la miez, doar că am luat și nu erau bune. No.